Bun găsit, doamnelor și domnilor! Biserica azi o nouă întâlnire în această perioadă specială, postul mare, un drum spre sărbătoarea Învierii Domnului, o perioadă în care exersăm în fiecare an o întoarcere. După pilda fiului risipitor, ne întoarcem cu oarecum din când în când cu spatele așa la cele spirituale, ne îndepărtăm de țelul nostru și în timpul postului exersăm întoarcerea cu fața către Dumnezeu. Vorbim în această seară despre această întoarcere exprimată, să zicem, în culori, în icoane, în lucrări de artă vizuală. Și de aceea invitata mea, și am bucuria să fie împreună cu noi, este doamna Elena Murariu, pictor, restaurator, iconar. Bine ați revenit la Trinitas TV, doamna Murariu. Vă mulțumesc pentru invitație. V-am invitat să ne povestiți despre ceea ce ne arătați într-o ultimă expoziție care, trebuie să vă spun dintr-un început, este deschisă, este în curs de a fi văzută, să spunem așa, la Muzeul Satului Dimitrie Gusti din București. O expoziție intitulată, sugestiv, Cântările Triodului Fiul Risipitor. L-ați ales pe Fiul Risipitor ca și, să spunem așa, simbol sau generic al expoziției dumneavoastră, pentru că el exprimă, cum ziceam, întoarcerea. El este simbolul din Evanghelie al revenirii în fire a noastră, a oamenilor. E o chemare, de fapt, pe care ne-o face Dumnezeu tuturor. Doamna Murariu, v-a preocupat acum sau mai de mult această temă a pocăinței, a întoarcerii, a convertirii? Pentru că despre aceste lucruri o să vorbim. Aceste teme exprimate artistile noastre, de când vă preocupă această tematică? Tematica aceasta a pocăinței este destul de veche în preocupările mele și aș putea să zic că ar corespunde cu începutul căutărilor mele duhovnicești. Le plasăm undeva în timp? Cam pe da, când? Pot să le plasez, cred că prin perioada facultății, cred că. Deci e vorba de 30 și ceva de ani în urmă. Când căutam într-o anumită direcție, căutam și nu știam exact ce caut. Eram curioasă, poate, și la un moment dat am ajuns ca Zaheu să mă urc într-un pom, auzind că trece ceva despre care aveam, poate eu, impresia că aș căuta în direcția aia. Trece cineva. Cam perioada, deci, este lungă, dar popasurile cele mai fertile le-am avut în ultimii 18 ani pe această temă. Lucrările expuse, majoritatea sunt, deci în acești 18 ani, o parte cam în 2000, și după aceea, la anumite intervale, 2004-2017, și foarte mult m-am concentrat după încheierea proiectului Brâncoveanu. Din 2015-16 a fost anul pe care l-am dedicat practic acestui proiect și am continuat până în ziua de astăzi, chiar înainte de deschidere, cu vreo 3 zile deja mai lucram la ceva. Aveam impresia că fără acea mărgică din proiect ar fi dezastruos, nu s-ar prinde mesajul. În expoziția de care vorbim, ați făcut un parcurs vizual a ceea ce înseamnă triodul. Triodul este, știm, cei care suntem familiarizați cu limbajul bisericesc, acea perioadă bisericească, din anul bisericesc, care începe odată cu Duminica Vameșului și a Fariseului și se termină puțin înainte de Învierea Domnului, când începe o altă perioadă numită Pentecostal. Să ați luat pe rând și ne purtați vizual prin această tematică care are în centru pocăința, întoarcerea.
Eu sunt curios acum să aflu, ați pictat lucrările în diferite perioade, cum ați zis, nu sunt adunate acum, n-ați pictat în ultimul an, să spunem, ca să expuneți acum, ci ele sunt lucrări și foarte vechi, una dintre ele chiar de la dintr-un începutul căutării, da, cum ziceți. Da. Sunt curios să aflu când v-ați aplecat mai mult asupra temei pocăinței. În perioada aceasta în care biserica îndeamnă sau e predispus omul la interiorizare în timpul postului mare, sau cum a funcționat dispoziția sufletească a pictorului, a iconarului Elena Mulariu? Așa cum ați spus și dumneavoastră, în expoziție există o lucrare mai veche. Am hotărât să plasez această lucrare făcută acum 30 de ani, când terminam facultatea, în suita celorlalte lucrări, mult mai tinere, pentru că mi-am dat seama că atunci căutam același lucru. Era o vreme când eu citeam psalmele lui Alghezi, iar psalmul 3 al lui Alghezi, tare sunt singur, Doamne, și pieziș, copac pibeag uitat în câmpie, cu fruct amar și cu frunziș, țepos și aspru, mândărgia vie, mă regăseam în aceste versuri foarte tare. Și când mă hotărâsem deja să expun, scormoneam după alți psalmi, după psalmii lui Dosoftei. Și mi-am amintit de căutările acestea ale mele de demult. Și am căutat în atelier lucrări din vremea respectivă și una mi s-a părut că era aproape din aceeași serie, din seria aceasta cu fiul risipitor. Însă cerul, la vremea atunci îl vedeam plin de nori și de tulburare, pământul la fel era, iar copacul acesta pribeag, fără rădăcine, era ca un ciulin al bărăganului. Între timp, lucrurile s-au schimbat. Chiar dacă gama cromatică a rămas aceeași, chiar dacă căutările sunt tot în aceeași direcție, a apărut lumina. Cerul din aceste lucrări, chiar cu fiul risipitor, sunt liniștite de acum, iar pe cer apare aurul și apare lumina dumnezeiască. Este un parcurs. M-ați întrebat dacă au fost pictate în stări, în perioada triodului, aceste lucrări. Unele da, altele nu. Am lucrat mult și foarte bine în perioada postului și pot să zic că mă simt minunat, într-adevăr, când pot să mă aplec în post și să lucrez intens. Și cel puțin în 2015 și 2016 am reușit aproape toată perioada aceasta a postului, a triodului, să o dedic acestei teme. Pe lângă ceea ce făceam eu ca bun creștin, să zic așa, deci aceasta fiind jertfa mea de muncă care convergea cu preocuparea mea și căutarea mea duhovnicească, deci era pe două căi căutarea. Deci să înțeleg că a vorbi sau a picta despre pocăință nu se poate face în mod autentic decât într-o stare de pocăință. Pocăință pe care văd că ați avut o evoluție în a înțelege ce înseamnă. Dacă la început, cum spuneați, la început vedeați totul sumbru, cum vedem de altfel cei mai mulți dintre noi? Pocăința nu e o atitudine care să ne bucure, pentru că ne aduce totdeauna aminte de ceea ce e urât și mizerabil, da, în noi, nu-i așa? Da. Dar totuși există și partea aceea, prin pocăință există gândul că ești iertat
și că ajungi la lumină. Parcurs pe care ziceți că l-ați străbătut. Doamna Murariu, credeți că e actuală astăzi tema aceasta a pocăinței? Trăim vremuri în care tot ce ne înconjoară și mai ales imaginile care ne înconjoară ne îndreaptă spre un optimism debordant. Suntem înconjurați la tot pasul de povești motivaționale care să ne tonifice, să ne dea o, să zicem, o stare de bine, o căutăm starea asta de bine, a vorbi și a arăta vizual ce înseamnă pocăință, poate să te arunce într-o depresie. Credeți? Aș mai face o completare întâi la întrebarea de dinainte și apoi revin la această problemă pe care mi-ați ridicat-o legată de comparația între mesajul motivațional și mesajul acesta al pocăinței evanghelic. Și anume că chiar Mântuitorul ne spune că atunci prin Matei, când postim, să nu ne smolim fața, deci să fim luminoși, să nu facem pentru ceilalți, ci... Sau pentru a demonstra, pentru arăta. A demonstra, exact. Mm-hmm. Și starea de bucurie să se vadă pe noi în post. Revenind la ce m-ați întrebat, într-adevăr există o avalanșă de oferte din acestea, de optimism debordant. Dar eu le văd și eu le-am testat pe propria ființă în casă. Cred că am cel puțin 15 cărți pe care le-am și parcurs cu astfel de teme. Cum să faci ceva în 10 pași, cum da. Să ai succes, cum să înveți să vorbești în public, cum să vinzi și așa mai departe, cum să fii fericit. Dar aceste lucruri îți lasă, de fapt, în final, un gust amar, cât și, de fapt, nu pot fi aplicate și nu te duc la succesul promis. Sunt un fel de aspirine. Te doare capul, ai luat aspirina și ai rezolvat pe moment, poate, problema, ai o iluzie, dar când ajungi tu în cămara ta, acolo, unde ai dialogul interior cu Dumnezeu și când ești sincer, îți dai seama că acel spectacol de bucurie debordantă, ca din reclame, de fapt te părăsește și nu ai ce să pui în loc. Și dacă nu ai ce să pui în loc, intre în criză și se vede foarte bine la ce se întâmplă cu viața acestor vedete, superstaruri, care, de fapt, au un dezechilibru și ajung la gesturi limită. În ciuda faptului că trăiesc povești de succes, da. Sunt sub reflectoare toată ziua, pentru că atunci când ajung în cămara lor, de fapt, nu se întâlnesc cu cine trebuie. Rămâne un gol care... Exact. Nu, care nu au cu ce să-l umple. Nu se poate umple. Exact. Se poate umple cu ceva, dar îți trebuie un efort. Se poate umple cu spiritualitate autentică. Nu? Și da. asta căutați dumneavoastră. Ați ales Muzeul Satului să expuneți acum... dar și în trecut. Le amintesc telespectatorilor că ați avut o expoziție acum 3 ani, în anul jubiliar al Brâncovenilor, nu? Unde tema era credința și martiriul da, Mărgăritare Brâncovene. Și s-a chemat da? Acea expoziție? Tot acolo, acum, Cântările Triodului, Fiul Risipitor. Da, am mai avut o expoziție cu care am încheiat proiectul brâncoveanu, Bradul,
tot la Muzeul Satului și acum am venit cu Cântările Triodului, Fiul Risipitor. E o afinitate pentru Muzeul. Mie-mi place Satului. Foarte mult acel spațiu și faptul că acea sală este în cadrul muzeului. Veșnicia s-a născut la sat. Spațiu din expozițional continuă cumva în exterior, iar exteriorul se leagă de interior. Și atunci cel care vine la Muzeul Satului și vede o expoziție axată pe spiritualitate se poate conecta mult mai ușor la temă. Asta este unul din motivele pentru care îmi place să expun în acea sală. Apoi, colaborarea minunată cu conducerea muzeului mă face iarăși să expun. Faptul că sunt țărancă la origine, iarăși este un argument. Iar un ultim argument ar fi acela că acea sală mie îmi oferă un spațiu în care mă pot manifesta și îmi pot pune proiectele foarte bine în lucru. Ce vreau să spun? Este un spațiu la demisol, trebuie să cobori ca să urci. Mesajul poate foarte bine să fie accentuat, mesajul spiritual. Deci, intrarea e coborătoare. Cum intre, ai o privire de zbor de pasăre, din zbor de pasăre. Vezi cam ce se întâmplă acolo, dar ești invitat să cobori și apoi de la nivelul podelei să te uiți ce este pe pereți. Și acest traseu, această coborâre și urcare, este simbolică și poate fi, eu încerc să o exploatez. Ce este pe pereți, dar nu numai pe pereți, pentru că în acest spațiu expozițional pe care la început îl privești de sus și apoi cobori, există niște înfățișări, expuneri și pe podea direct, la nivelul picioarelor. Povestiți-le, de ce ați ales să expuneți și în felul acesta, la nivelul picioarelor celui care privește pe pereți, dar și în jos? Așa cum am făcut și în 2015, am folosit chiar podeaua sălii de expoziție ca simeză. În 2015 am pus pe podea brazii de Crăciun aruncați lângă blocuri, brazii pe care strângeau gunoierii. Acum, bineînțeles că avea un sens lucrul acesta, nu era o instalație de dragul instalației, pur și simplu, ca să atragă atenția, că pe pereți erau, de fapt, lucrările de artă cu brazii, erau martirii. Acum, la nivelul pardoselii, avem niște instalații cu scene cu porci. Și sunt referire, una face referire la pericopa evanghelicus cu fiul risipitor, și anume când porcii mâncau roșcove, și alta la acea pericopă evanghelică în care porcii s-au aruncat în mare. Diavolii au intrat în porci, iar porcii s-au aruncat în mare. Și este o lucrare cu porcii care plutesc pe mare. Deci nivelul la care noi pe care călcăm este acest nivel, nivelul cel mai de jos. Și de aici trebuie să ne ridicăm mai sus, să privim pe pereți, unde vedem fiul risipitor, care, chiar dacă este în această mare de nămol, în acest tumult al păcatului și al deznădejdii, poate, el totuși s-a ridicat de la starea cea mai de jos, de la treapta limită, și vede lumina dumnezeiască, are nădejde și vrea să-și depășească păcatul și să urce. Așadar, e o invitație la o venire în fire, exact, așa cum spune Evanghelia, o ridicare din starea aceasta de cădere în care era fiul risipitor, în care suntem noi, fiecare, prin ale noastre căderi și
și scăderi, da. Nu? Eu văd ca în Fiul Risipitor un, o figură foarte actuală și în această parabolă. Că noi putem să o traducem și în termeni moderni, și în ceea ce se întâmplă cu noi acum. Evident că rămâne mesajul evanghelic, Tatăl fiind Tatăl din ceruri. Dar putem să vedem această parabolă cu căderea Fiului Risipitor în datele vieții noastre de acum. Căderea la porci, în fiul care ajunge porcar, poate să fie, de fapt, căderea fiului în gașca de lângă blocuri. Mm-hmm. Poate fi căderea în toate ispitele și nenorocirele care ne vin astăzi, cu internetul, viața. Exact, da. Cu drogurile și toate lucrurile acestea, chiar plecări în țări îndepărtate, la propriu, unii părăsesc școala, lasă școala, pleacă la Grecie și la faianță, l-a pus pentru un ban imediat, toate acestea sunt nuanțe care ar putea, fiecare le putem percepe, de aceea eu mă regăsesc cu problemele mele personale, ale familiei mele, în această parabolă, dar cu siguranță orice om care are căutări duhovnicești se regăsește la fel în această parabolă și se regăsește și în oaia rătăcită, și în drahma pierdută, și în tâlhar și toate celelalte tematici care sunt prezente. Exact, sunt acolo. Deci fiecare putem să spunem, eu sunt. I-ați găsit un loc undeva și fratelui celui mare, cel care a rămas acasă, ascultător, în timp ce risipitorul... Desigur. Și el este reprezentat în mai multe ipostaze în suita aceasta de lucrări din expoziție și pe el îl putem vedea și în cheie contemporană, în persoana foarte cu minte care ascultă toate regulile, dar de fapt nu ajunge la lumină, cea cărcotașă și a tot știutoare, care seamănă puțin cu fariseul, și poate fi chiar inclusiv pictorul cel foarte cu minte, care respectă și copiază la greu icoane, respectând toate regulile, dar care de fapt nu reușește să facă foarte mult și foarte adevărat, de fapt, nu mult. Vorba de să ajungă la esență. Mm-hmm. Dacă ne copleșesc regulile și formalismul... Exact. Dar știți că totdeauna când e vorba de această parabolă, cred că cea mai frumoasă și cea mai reprezentativă pentru ce înseamnă relație om-Dumnezeu, fiul risipitor, când se problematizează plecarea fiului, risipirea lui și comparația lui cu cel rămas acasă, se ajunge la concluzia, și vreau să vă întreb dacă ați ajuns la concluzia asta și o considerați corectă, că e mai de preferat să experimentezi căderea și risipirea decât să rămâi undeva într-un formal, dar din căderea aceea și risipire să existe întoarcere sau să existe trezire. Credeți că e corectă calea aceasta? Adică experimentând îndepărtarea ajungi mai ușor să înțelegi de care e firea ta până la urmă? Propria în viață este de felul acesta. Mm-hmm. Deci eu dau mărturie cu propria experiență și chiar atunci când întâlnesc oameni care asemeni mie au căzut, dar s-au ridicat, eu am mai mult mai mare încredere în ei. Mm-hmm. Pentru că vorbim despre lucruri trăite, nu lucruri imaginate. Dacă ai reușit să te ridici,
Este fantastic. Lăsând la o parte, chiar dacă am rupt povestea aceasta, am rupt-o de contextul duhovnicesc și am luat-o ca o simplă poveste de viață. Cineva care a avut o întâmplare nefericită și a reușit să o depășească și el îți vorbește din experiența lui, tu ești mult mai câștigat și ai mult mai mare încredere în omul respectiv și el parcă este mai valoros decât cel care nu a trăit acea experiență. Experiența înțelepțește. Da, sigur că da. Dar totul e să te poți ridica, să o poți depăși, să o poți rumega, să o pui la locul ei și de acolo să nu te întorci în postura fratelui care judecă, ci să-ți folosească acea experiență ca să-i poți înțelege pe ceilalți care cad, să-i poți ajuta pe cei care cad și așa mai departe. Spuneam că e un parcurs prin toate tematicile duminicilor din Triod și din Postul Mare. Sunt expuse într-o ordine, zicem așa, cronologică bisericească sau într-o ordine cronologică personală? Pentru că sunt lucrări care sunt făcute în anumite vremi, timpuri. Chiar psalmul lui Arghezi este de acum, cum ziceați, 30 de ani, de la începuturile carierei dumneavoastră de pictor, de iconar. Cum sunt expuse? Cum se parcurge expoziția? Am făcut-o cu câteva borne în această expunere. Sunt niște borne cronologice, să spun așa, dar a trebuit să sacrific cronologia și partea didactică unui aranjări a lucrărilor benefice din punct de vedere estetic, pentru că aceasta era problema, lucrările erau destul de diferite și eu nu le-am gândit cum gândește un pictor când are dezugrăvit o biserică, să spunem, din capul locului, știe ce scene va avea, știe să-și facă un program iconografic și unde pune accentele de culoare și toate lucrurile astea. Are exact, o eremie, are o... Da, iar el vede lucrarea dintr-un început cum va fi când o va finaliza. În cazul acesta erau niște lucruri oarecum disparate, coerente ca tematică, dar destul de diferite ca realizare, ca formă. Și au trebuit să fac un compromis încât să ne fie ușoară lectura, dar în același timp ajut spectatorul, ajut cel care urmează să vadă expoziția, punându-i aceste repere despre care v-am spus. Și în sensul ăsta, ce am făcut? Sus, cum intri în expoziție, sunt câteva lucrări cheie. Și anume, este o lucrare cu rugăciunea regelui Manase, cea pe care o auzim când ne spune rugăciunile, ne pregătim pentru spovedanie. Regele Manase prins în chinci, că știm că ajunsese într-un stadiu duhovnicesc foarte jos și pentru pocăirea lui a fost prins în fier, în verigi de fier și îl vedem ca o imagine chircită în mijlocul rugăciunii. Este această lucrare ne întâmpină în sală. Tot acolo avem o lucrare cu Sfântul David Tâlharul, căruia i s-a luat graiul. Arhanghelul Gavril i-a luat graiul, lăsându-l să vorbească, așa cum a pățit și Zaharia, să vorbească doar cele sfinte. Deci invitația este: aici concentrați-vă pe cele ale sufletului. Toată grija cea lumească, acum să o lepădăm când intrăm în spațiul acesta. Și apoi ne întâlnim cu Zaheu. Și apoi, următoarea treaptă, cu Vameșul și cu Fariseul. Intrăm în expoziție, avem ispitirile Mântuitorului în Ținutul Carantaniei.
Și urmează, după o întâlnire pe o coloană cu Andrei Criteanu, într-o imagine și cu pilda talanților deasupra, avem Adam, scenele cu Adam și Eva, izgonirea din rai și toată suita celorlalte lucrări care sunt așezate oarecum mai aleatoriu, nemai urmând șirul acesta cronologic. Dar un perete este dedicat fiului risipitor. În celălalt perete, pe celălalt perete apare Maria Egipteanca într-o lucrare hagiografică unde este redată întreaga ei viață. Aceste două teme fiind temele care asupra cărora eu mă concentrez, Maria Egipteanca și fiul risipitor. Puterea de întoarcere din căderea cea mai de, exact, cea mai de jos. Exact. Maria Egipteanca, că este loc de speranță, rețet de nădejde. Povestea dintr-o desfrânată ajunge să trăiască 40 și ceva de ani în pustie singură cu Dumnezeu. La finalul acestor 40 de ani de pocăință e descoperită de părintele Zosima, care o împărtășește și care apoi descoperă sfințenia, da, acestei femei. Iar un patriarh, Sofronie, scrie viața. Da, da, da. Îl învățișați și pe Sofronie. Desigur, desigur. Lângă Maria Egipteanca. Așadar, tema principală este, cum ziceam, întoarcerea. Ați ales să reprezentați și câteva chipuri de sfinți care nu aparțin perioadei acesteia, triodul. Sunt sărbătoriți prin alte perioade. E vorba de Sfântul Moise Etiopianul prin iunie, nu? Da, da. Cu Viosul Varvar, Pelagia și Taisia. Ce v-a impresionat la acești sfinți? Desigur, calendarul este bogat în multe chipuri de sfinți. Cu Varvar și cu Moise m-am întâlnit de mult când lucram la restaurare, să zic așa. Mm-hmm. Am fost mirată. I-ați găsit pe ce? Unde? În ce locuri? Ei sunt plasați în biserică într-un loc cheie. La intrarea pe lateralele ușii de intrare i-am întâlnit. Le găsim în bisericile Brâncoveni. În pronaos, cum se spune. La ieșirea din biserică spre pridvor. Da, da, da. Uh-huh. Deci, și ce mi-a atras atenția la Varvar și Moise este următorul fapt, că sunt plasați acolo, sunt împreună, unul pe o laterală și celălalt pe cealaltă, și chipurile sunt făcute în grizai. Adică nu au culoarea proplasmei, e la fel ca ceilalți sfinți. Și asta a fost primul lucru care m-a frapat la acești sfinți. Și am început să scormonesc. Adică un fel de alb-negru sau cum îi spunem acum. Exact, în alb-negru. Fără deci, culoare. Fără culoare, deci. Încă un lucru ar trebui subliniat. Maria Egipteanca și cu Zosima de obicei sunt plasați, această scenă este plasată între Naos și Pronaos, tot așa pe lateralele ușii. Deci intrările sau ieșirile din încăperile dintr-o biserică, în aceste locuri avem pe acești sfinți, deci acești sfinți sunt legați de pocăință și ei ne vorbesc prin ușa asta prin care noi intrăm și trecem, ne întâlnim cu ei și trebuie să ne punem întrebări. Mm-hmm. Și revenind acum la Varvar și la Moise, v-ați pus întrebări, da, și le-ați citit viața. Exact, am ajuns la viața lor. De ce sunt așa? Moise Etiopianul îl găsim în Pateric și găsim apoftegme cu viața lui. Era de culoare. Uh-huh. Dar, în schimb, Varvar este grec. Dar amândoi au ajuns tot așa la starea cea mai de jos. De ce? Au fost tâlhari. Jefuiau, nu? Jefuiau, ucideau. Și au ajuns amândoi cuvioși, chiar martiri. Viața lor este impresionantă. Deci de la căderea cea mai urâtă, cea mai dureroasă, până la lumină, până la pocăința absolută. De aceea am ales
pe Varvar și pe Moise. Pe Pelagia și pe Taisia, ele au intrat firesc în proiectul acesta de pocăință, pentru că avem pe Maria Egipteanca și e vorba de aceste sfinte care au avut o viață desfrânată. Uh-huh. Iar tema desfrânării, iarăși, este o temă de mare actualitate, ținând cont ce se întâmplă cu tânăra generație, ce se întâmplă cu toată această industrie a plăcerii care năvălește peste ei și copiii sunt lipsiți de apărare. Da. Și pot să fie modele de pocăință și pot să ridice întrebări. Încotro cu viața mea? Pot să-mi fac o familie? Pot să renunț la păcat? Pot să încep calea virtuții și pot să intru într-o familie, fie mănăstirească, fie lumească. Da. Deci să nu rămân acolo. Foarte, foarte interesant. Expoziția este de nici o săptămână nu e deschisă. Trebuie să spunem acum că va putea fi văzută la Muzeul Satului din București până după Paști, nu? Da, până săptămâna deci luminată. Avem vreme să ajungem și să parcurgem în minte, mă refer acum la cei care ne văd, la telespectatori, să parcurgem imaginile cu memoria cuvintelor pe care ni le spuneți acum. Dar mi-ați mărturisit înainte de emisiune că aveți de gând să fiți prezentă în expoziție și să faceți vizite ghidate. Credeți că e necesar să fie explicate celor care văd ceea ce văd? Să fie explicat ceea ce văd? Mi s-a mărturisit de la sală doamna care e supraveghetoare acolo. Mi-a spus că a observat că au venit grupuri cu preoți care explicau imaginile. Exact, explicau imaginile și ea tare s-a folosit de lucrul acesta. Chiar părintele Florin Șerbănescu la vernisaj a spus aceasta ar fi o expoziție în care ar fi bine să veniți cu Evanghelia în mână și să zăboviți asupra sufletului. Deci este nevoie, gândesc eu, dacă nu e acolo un preot, este nevoie de cineva care să-i ajute pe oameni, iar eu însă îmi simt nevoia să vorbesc, să comunic cu cei care au aceleași căutări ca și mine. Că ce facem? Ne întâlnim fiul risipitor în față cu fiul risipitor. Numai unul este artist, celălalt este vizitator în expoziție, dar amândoi suntem în aceeași barcă. Și chiar îmi doresc să comunic. Așadar, s-ar putea ca cine să viziteze expoziția să aibă surpriza să întâlnească chiar persoana care, cu mâna căreia s-au pus pe hârtie, pe pânză, pe toate aceste suporturi pe care pictați icoanele respective. Pe mine m-a impresionat reprezentarea pe care ați ales să o faceți despre judecată, despre ați extras sau ați vizualizat textul evanghelic de la Matei despre judecată pe care l-auzim în Duminica Înfricoșatei Judecăți. Flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-au dat să beau. Gol. Hristos spune că vorbește despre aceste fapte ca despre criteriu unic al judecății și le-ați înfățișat. De obicei, noi vedem scena judecății înfricoșătoare, expusă pe la Voroneț sau pe la toate bisericile vechi și mai și noi, în pridvor, cu de-a dreapta sunt trepții și eraiul, de-a stânga e iadul cu acea gură din care ies flăcări și care înghite pe toții păcătoșii. E o viziune frumoasă asupra judecății. Ați mai găsit-o și
expusă, eu da, unul n-am remarcat-o. Nu mi-aparține alegerea în totalitate. Tipul acesta de reprezentare a momentelor din pericopelor din Evanghelia lui Matei, flămând am fost și toate cele pe care le-ați expus dumneavoastră, apar în unele biserici. De exemplu, la Biserica Fundenii Doamne, unde eu restaurez, avem acest ciclu iconografic. Eu ce am făcut este doar să concentrez toată această informație, nu într-o, ca într-o bandă pictată, desenată, ci să le concentrez în patru imagini și să vin cu această... patru imagini așezate așa ca într-o cruce. Exact, și să vin cu mesajul acesta practic pe care noi îl avem, de fapt, ne-l dă Mântuitorul. Ce avem de făcut? Să avem grijă de aproapele nostru, de cel mai mic decât noi, cel care este gol, cel care este însetat, cel care este flământ, cel străin, care este închis. Și putem să vedem și varianta că închis poate să fie închis de diferite. Nu neapărat că stă după gratiile acestea fizice. Da. Aveți în gând acum ce urmează după expoziția de aici? Sau în timp ce ați pus la punct aceste lucrări, de fapt le-ați adunat, le-ați redescoperit și ni le-ați arătat, aveți și o altă lucrare în desfășurare, de alte restaurare? Proiecte. Sau? Da, eu am pornit cu mulți ani în urmă, am avut mai multe gânduri, m-am înflăcărat pe mai multe teme și m-au preocupat mai multe subiecte. Și unele... au ieșit cumva în față, în toate cărările acestea, unele, nu puteam să merg pe toate odată, evident, și am ales ceva să fie primordial în preocuparea mea, cum a fost proiectul Brâncoveanu, câțiva ani de zile m-am dedicat și atunci celelalte lucruri au amorțit, au crescut iarbă pe celelalte cărări. Așa. Și acum voi continua proiecte tot așa, începute mai de mult. Am un proiect cu Rugul Aprins, și un alt proiect foarte frumos, la care eu țin foarte mult și sper să am sănătate să-l pot finaliza. Un proiect despre dragoste, pornind de la textul lui Pavel, de la dragostea îndelung, rabdă. Da, da. Da, da. E imnul, exact, dragostei. Imnul dragostei. Cred că cea mai cuprinzătoare și cea mai expresivă definiție, dacă putem să definim iubirea. Dar și din acest proiect, acesta cu Vameșul, Tâlharul Vameșul, Desfrânată, Fiul Risipitor, Cântările Triodului, se pot desprinde alte teme. Dacă ați văzut, sunt parabole deja în expoziție, câteva parabole. Mai am și acasă încă o serie de parabole și această temă mă preocupă. Mă preocupă duminicile toate. E atât de mult de lucru în domeniul iconografiei. E atâta bogăție și... aproape că stăbuiesc câteva vieți. Această bogăție o regăsim pe pereții bisericilor, pentru că toată Evanghelia, până la urmă, e expusă acolo, aproape toată. Nu, temele mari din Evanghelie sunt pe pereții bisericilor, inclusiv pe cele care se pictează acum. Vreau să vă întreb acum, credeți că ce impact poate să aibă această expoziție? Până la urmă, noastră vă adresați unor oameni care sunt, să zicem, în grădina bisericii sau în curtea bisericii, nu? Nu știu dacă ar avea un impact extraordinar asupra unuia care nu prea știe ce e spațiul eclezial, ce înseamnă biserica ortodoxă, ce înseamnă icoană. Ați avut experiență și cu acest tip de privitor? Pentru că bănuiesc că cei mai mulți dintre privitorii lucrărilor noastre sunt oameni duși la biserică, nu? Da. Da. Îți trebuie o minimă pregătire. Dar poate să aibă un impact și asupra celor care sunt neduși?
poate să aibă un impact, un impact, însă este mult mai anemic, nu trebuie să ne amăgim. Rămân doar la nivelul frumuseții lucrării. La armonia cromatică, la execuția tehnică. Dar mi s-a întâmplat ca oameni care aveau o anumită căutare să se apropie prin frumusețe și să caute ulterior conținutul. Dar sunt puține poveștile de felul acesta pe care le cunosc eu, le-am trăit eu. Vorbiți de o frumusețe, dar înfățișați totuși, și vorbind de tema aceasta, întoarcerii, a convertirii, a pocăinței, înfățișați și urâtul. Pentru că trebuie să existe cei doi poli între care se mișcă omul. Culorile urâtului cum sunt în viziunea dumneavoastră? Sau care sunt? În lucrările dumneavoastră? Cum se spune, întunericul este lipsa luminii. Deci negru. Dacă era nevoie de lucrul acesta. Cum avem în scena judecății de apoi, să nu avem raiul, dar avem și reprezentarea iadului. Trebuie să o faci. Nu pot să fiu ca Andrei Rubliov, dacă vă amintiți filmul în care el era pe acel câmp cu Chiril și se frământa că nu putea să reprezinte iadul. Mm-hmm. Eu nu sunt la înălțimea respectivă. Eu reprezint lucrurile acestea, dar nu într-un mod explicit. Și să vă dau un exemplu din expoziție. Este o lucrare cu vindecarea fiului lunatic. Reprezentarea diavolului care iese din gura copilului care se arunca în apă sau în foc. Eu nu o fac printr-o imagine explicită a unei creaturi cu ghiare, coarne și așa mai departe, ci o fac ca un fum, urât mirositor la un concert de Bach, dacă am simțit mirosul unui grătar de mici, cam așa să fie. Sau chiar a unui fum de foc, un fum ceva, de dar care deranjează, înțelegeți? Ceva care e nepotrivit. În felul acesta îl reprezint. Da. Las mai curând să sugerez lucrurile. Cum urâtul, dacă ați observat, l-am reprezentat, ispititorul l-a reprezentat în scena ispitirilor Mântuitorului de la începutul propovăduirii, înainte de a propovădui Mântuitorul din pustiul Carantaniei. După cele 40 de zile exact, de post ale Mântuitorului, da. Am optat să-l reprezint într-o variantă foarte perfidă, și anume într-o ținută absolut modernă. Chiar m-am documentat atunci, sunt niște lucrări pe care eu le-am făcut în 2016. Nu-i se vede fața. Undeva într-o parte am văzut imaginea, icoana. Nu-i se vede fața, are pălărie, are cel mai elegant costum și chiar am căutat top imagini elegante atunci, erau niște imagini de la Milano. Și am diavolul poate astăzi să îmbrace formele cele mai subtile și să nu-i vedem, de fapt, șarpele și reaua intenție. Să șarpele din buzunar, reaua intenție. Deci, cam astfel reprezint eu urâtul. Rămâne să descoperim cu toții, dragi telespectatori, tot ceea ce ne-a povestit doamna Murariu prin cuvinte, să descoperim cu privirea, pentru că emisiunea este o invitație la a vizita expoziția Fiul Risipitor, Cântările Triodului, deschisă zilele acestea și până după Paști la Muzeul Satului Dimitrie Gusti din București. Invitația e, desigur, către bucureșteni în primul rând, dar dacă aveți drum prin capitală și din alte părți ale țării, merită.
să vedeți această expoziție. Este așa o, o smulge ceva din suflet, din sufletul celui care privește, pentru că acolo te identifici în multe dintre imaginile respective. Doamna Murariu, mulțumesc că ați fost ghidul nostru prin cuvinte în expoziția de icoane, de imagini, de lucrări pe care le expuneți la Muzeul Satului. Mulțumesc și vă invit și cu altă ocazie la Trinitas TV să stăm de vorbă, pentru că e o încântare. Cu tot dragul! Mulțumesc, dragi telespectatori, că ne-ați privit. Să ne revedem cu bine la o altă ediție a emisiunii Biserica Azi la Trinitas TV.